Oficialii europeni au venit la București să verifice cât de pregătită este România să preia președinția Consiliului Uniunii Europene de la data de 1 ianuarie 2019. Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice din PE au avut întâlniri cu Guvernul României și cu președintele Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dăncilă a dat asigurări că țara noastră este pregătită și că în Parlamentul României va fi votată în scurt timp ultima formă a programului președinției Consiliului Uniunii Europene. Ne axăm pe patru piloni principali: o Europa coezivă, siguranța Europei, creșterea rolului global al Europei, dar în același timp și promovarea valorilor europene. Suntem conștienți că pe masa de lucru a președinției avem peste 200 de dosare legislative și non-legislative care așteaptă un răspuns pozitiv. Pentru noi este un examen. România deține pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. Sperăm ca acest examen să-l trecem cu succes. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a precizat că și oficialii de la Bruxelles doresc ca această președinție să fie un succes și a enumerat câteva dintre temele de interes care trebuie soluționate la nivel european pe parcursul anului viitor. E vorba de migrație și mai ales de pachetul cu cele 7 propuneri, care conține și reformarea regulilor de la Dublin. E clar că nu doar migrația e o sursă de îngrijorare, ne gândim la securitatea frontierelor noastre externe, ne gândim la combaterea terorismului. Bineînțeles, va trebui să colaborăm foarte intens cu președinția română pentru a obține rezultate pozitive. Noi ne dorim să existe resurse proprii pentru bugetul european. Vrem ca bugetul să crească de la 1,1 la 1,3 din PIB-ul comunitar. Tajani a atins și un subiect sensibil pentru România. Cred că a venit momentul să accelerăm aderarea României la zona Schengen. Deoarece pentru a garanta mai bine frontierele noastre și securitatea noastră, anumite țări care încă sunt în așteptare trebuie să intre cât mai repede în zona Schengen. Delegația de la Parlamentul European a avut discuții și la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis.